Octombrie de in, bine v-am regăsit la un nou video, când toată lumea se aștepta să fie prezentație Câmpanu și Paraschiv la Rapid. Daniel Niculae surprinde și întărește mijlocul, aducem un mijlocaș central ofensiv care la prima vedere pare a fi înlocuitorul lui Matias Kite. S-a tot vorbit în ultima perioadă că mijlocașul estonian va pleca. Eu sper să nu plece și să pună umărul și el la acest sezon până la urmă, care se anunță a fi unul memorabil. Hai să ne concentrăm pe noul venit și să-l cunoaștem un pic mai bine. Xian Emers este un mijlocaș central belgian de numai 23 de ani. Are o vârstă perfectă, e clar, Daniel Niculae aduce jucători care pot crește și care pot fi o variantă mai târziu de a fi vânduți mai departe. E un jucător crescut de Inter, putem spune, chiar dacă prima echipă la care este înregistrat este Genk, însă nu stă mult timp în Belgia și se mută imediat la Milano. Timp de 6 ani se află sub contract cu Inter, formație care îl formează la Under 17, Under 19 și Primavera și îl trimite împrumut prima oară la Cremonense, la Beveren, după îl trimite la Almere, iar în 2021 îl cedează definitiv gratis la Roda Kerkrade, iar acum vine la noi surprinzător din postura de jucător liber, deși se afla sub contract cu Roda și a început acest sezon ca titular la Roda. Cifre frumoase pentru acest mijlocaș central. La Inter Primavera are 49 de partide, 8 asisturi și 8 goluri. La Roda, ultimul sezon, are 41 de partide, 10 goluri și 10 asisturi. E clar, un jucător ofensiv, un jucător care poate aduce un plus mare pe faza ofensivă. Are o cotă actuală de piață de peste 500.000, cea mai mare cotă a atins-o undeva aproape de 1 milion atunci când Inter l-a împrumutat la Cremonese Serie B. Undeva aproape de 1 milion în acea perioadă. De atunci pare într-o scădere, însă sper odată cu acest transfer la noi și cu reușitele în tricoul Rapidului, cota lui să sară de 1 milion și să prezinte un jucător care poate fi vândut pe o sumă impresionantă pe viitor, de ce nu. Are 3 trofee câștigate până acum, de 2 ori campion cu Inter Primavera în 2017 și 2018 și o supercupă tot cu Inter Primavera în 2017. Prezențe la naționalele de juniori ale Belgiei, 7 prezențe la Under 16, 8 la Under 17, 2 la Under 18 și 7 la Under 19. Cam atât din punct de vedere al cifrelor. Hai să aruncăm un ochi și în NFM, în Football Manager, să vedem cum se prezintă acesta în Football Manager. Este clar un jucător cu calitate, din start îmi aruncă ochiul pe faptul că este în acest moment la un core ability de 3 stele, are un potential ability de 4 stele jumate. În acest moment, alături de Moțan, vedem acel mai important potențial din lotul Rapidului. Vedem că este un jucător polivalent, poate acoperi acolo la mijloc orice rol, zic eu, poate juca ca mijlocaș defensiv, poate juca mijlocaș central ca Inter sau în poziție de număr 10, acolo unde a jucat majoritatea timpului până acum, fie la Inter Primavera, fie anul trecut la Roda. Din start vedem mare atribute de playmaker, jucător foarte tehnic, passing 13, dribbling long shoot și tehnic 12, first touch 11, mental superb, anticipation, determination și teamwork 14, aggression 13, bravery of the ball, vision și work rate 12, composure, concentration, decision și flair 11, natural fitness 15, stamina 14, clar un jucător cu o capacitate foarte mare de efort, pare așa din start un jucător care poate alerga din 16 în 16, poate face acel rol de box to box. Agility 13, Acceleration și Pace 12, jucător de picior drept, dar care pare că își folosește destul de bine și piciorul stâng. Sincer, eu sunt impresionat de acest transfer, mi se pare din punct de vedere calitativ peste mijlocașii noștri, se aseamănă foarte mult cu Kite, genul de mijlocaș box to box, cum spuneam și mai devreme, care ajută mult pe construcție, dar care apare și în treime adversă și face destul de des diferența pe tabelă. Eu unul îi urez
astăzi, bun venit și sper să pună umărul la acest sezon care să devină din punct de vedere al realizărilor istoric, nu numai simbolic. Cam atât pentru astăzi, prieteni, așteptăm alte transferuri astăzi, pentru că se încheie perioada de transfer. Astăzi sper să mai vedem cel puțin un transfer. Părea că sunt discuții cu Câmpanu acolo pentru a veni în partea dreaptă, dublură la Sefer. Sunt ceva discuții și pentru un atacant, Paraschiv, poate de la Hermannstadt. Abia aștept să vedem. Sunt doi jucători interesanți și ei, doi jucători care pot aduce un plus echipei lui Motto. Poate crește și mai mult calitatea lotului și putem în sfârșit să avem o echipă care cu siguranță se va bate la play-off. Arătăm foarte, foarte bine până în momentul de față, însă cred eu că cu câteva transferuri cum e acesta al lui Emers, dar și poate cei doi dacă vor veni, e clar, calitatea lotului crește și probabil și cerințele vor crește. Probabil play-off-ul nu va mai fi o simplă cerință la acest sezon, ci chiar mai mult, poate chiar să terminăm acolo în top 3 sezonul acesta. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest video, prieteni, mulțumesc pentru atenție, bună data viitoare, v-am pupat!